fie ca viața și moartea lui Nikos Kazantzakis să îi îndemne pe cei tineri să-și urmeze calea speranțelor lor, chiar și în clipe de deznădejde. Aceasta este dedicația cu care începe colecția de scrisori scrise de Kazantzakis către iubita sa Eleni și către prietenii săi, scrisori în care își exprimă pasiunea față de frumusețea vieții, dar și deznădejdea când vine vorba de dezamăgirile ei. De ce vorbim despre aceste scrisori? Ei bine, pentru că într-un clip anterior am discutat despre cum ne măsurăm viața și despre faptul că a ajuta pe ceilalți este poate cel mai nobil scop. Însă știm foarte bine că uneori este destul de greu să facem asta dacă simțim că nu suntem sprijiniți. Ei bine, Nikos Kazantzakis, autorul unor romane precum Alexis Zorba, Raport către El Greco sau Iisus răstignit a doua oară, avea ca și deviză cuvintele fără răsplată, să muncești fără răsplată. De ce astfel? Pentru că el trece prin numeroase dezamăgiri care pe un altul poate l-ar fi oprit. Spre exemplu, este propus de câteva ori pentru premiul Nobel, dar chiar o parte din scritorii greci se opun, trimițând scrisori către Academia Suedeză cum că ar fi comunist sau trădător de patrie. Cu alte ocazii, Biserica Ortodoxă îl acuză că ar fi ateu, deși în mai toate cărțile lui se simte o căutare constantă a lui Dumnezeu, dar probabil și greșeala conform Bisericii Ortodoxe de a-i vedea pe profeți ca Hristos, Buddha sau Mahomet ca pe fețe ale aceleiași zeități. Iar întrucât în cartea Ultima ispită a lui Hristos, după care s-a și făcut un film în regia lui Scorsese, Kazantzakis insistă pe latura duală a lui Isus, pe lupta dintre misiunea lui sfântă pe de o parte și dorința de a trăi ca ceilalți oameni, de a iubi și de a fi iubit. Scritorul este aproape excomunicat și se interzice traducerea cărții în alte limbi. Răspunsul lui Kazantzakis la acesta este: m-ați blestemat, o voi sfinți părinți, dar eu vă binecuvântez. Vă doresc să aveți conștiința la fel de curată ca a mea, să fiți tot de atât de morali și de credincioși pe cât sunt eu. Pe lângă a se ocupa cu opera sa, Kazantzakis făcea și traduceri, revizuiri, pentru care uneori acceptă chiar alimente numai, în special de la călugări, pentru care traducea din Viețile Sfinților, dar se ocupa și cu redactarea de manuale școlare, pentru care pe ultima sută de metri editorii își dădeau seama că nu au suficienți bani, astfel încât ajungea să trăiască în mare parte din sprijinul prietenilor ori al vreunui sponsor ocazional. În ciuda acestor dificultăți materiale și reacții nefaste din partea propriului popor, este uimitoare stăpânirea de sine a lui Kazantzakis, dată de țelul pe care îl are întotdeauna în minte, să răspândească cunoașterea și iubirea pentru aproape. Iubirea care este posibilă doar prin cunoaștere, doar prin înțelegerea celuilalt și înțelegerea lumii în care trăim. Astfel, el îi scrie unui prieten așa: ție îți lipsește pasiunea, dragostea pentru ceva, pentru orice, să spunem de pildă marea, femeia, farmacia, ceva pentru tine însuți. De aceea te plictisești. Eu veșnic ador ceva și mă simt veșnic plin de recunoștință și de dragoste față de viață. Pe măsură ce descoper valoarea vieții, crește și valoarea mea. Firește că există totuși momente de deznădejde, iar acest veșnic sunt într-o stare de adorare este mai mult o încurajare pentru sine, pentru că deznădejdea este ceva uman, chiar observă el în Raport către El Greco că până și călugării ori pusnici își pierd uneori credința. Și atunci nu e de mirare că îi mai scrie lui Eleni lucruri ca să ajungi pe celălalt mal, să pui capăt acestei tragedii fără noimă, prost scrisă și inutilă. Numai cine iubește poate rezista. Iar aici este cheia, pentru că el este conștient de acest unic răspuns în fața adversităților, iubirea, și atunci niciodată nu deznădăjduiește până la capăt. Își oferă singura alinare. De câte ori este întrebat astfel de ce, de exemplu, nu-și apără drepturile de autor, de ce traduceri din Shakespeare sau adaptări moderne din Homer sunt plătite doar cât să-și astâmpere foamea, el spune: ca să-mi pot apăra drepturile, a trebuit să pierd de fiecare dată vreme și să-i rosesc multă putere sufletească. Iar timpul nu înseamnă bani, cum afirmă oamenii, timpul e suflet. Așadar, prefer să pierd orice, dar să-mi păstrez integritatea sufletească. Iată, prin această iubire, o prismă prin care vede oamenii, prin disciplina pe care și-o impune, el rezistă și nu are nevoie de foarte mult. Și aici citesc cuvintele lui Eleni. Era de ajuns o chilie pe malul mării sau un vârf de munte, un toc, hârtie, fructe, cât mai multe fructe, o ființă dragă prin preajmai. Munca nu le puiza niciodată, în schimb îl scârbea rutina, mai spune Eleni. De aceea călătorea foarte mult și perioade mari în absența lui Eleni, chiar până la un an sau mai mult,
ori se vedeau pentru câteva luni, pentru că dacă ea reușea să se angajeze ca profesoară în Grecia, de exemplu, sau în altă țară, atunci trebuia să rămână o perioadă mai mare acolo. Ori nu le permitea condiția financiară să călătorească întotdeauna împreună. Însă el se ducea, avea locurile lui, țările lui în care îi plăcea să stea, să scrie, să se întâlnească cu alți intelectuali. Și mi s-a părut inedit acest fapt că relația lor a dăinuit în ciuda acestor perioade de absență. Ei s-au căsătorit abia după 18 ani, doar din cauza faptului că le era mai ușor să călătorească în America dacă aveau aceste acte. Dar pe lângă faptul că probabil Eleni a văzut în el această iubire ce trecea dincolo de această iubire pentru umanitate, cred că și e imposibil să stai departe de o persoană care îți spune cuvinte ca acestea. Nu văd pe nimeni, nu vorbesc deloc. Mă îngrozește gândul că ceea ce oamenii numesc singurătate pentru mine a însemnat întotdeauna fericirea. În asemenea clipe simt în adâncul ființei mele libertatea. Mărturisesc că numai pe dumneata doresc să te văd și poate încă două sau trei persoane, dar pe acestea pentru scurt timp. Dragostea pentru dumneata mă umanizează, adică mă face un organism capabil să aleagă și să spună accept această persoană, dar nu și pe cealaltă. Când voi înceta să iubesc o ființă omenească, voi dobândi o independență inumană. Dea Domnul ca până în clipa morții să vă simt aproape, ca acum, și să mă ajutați să simt căldura omenească ca să nu mă pierd. Vă iubesc. Mă uimește duioșia pe care o simt față de persoana mea, dar și milă în același timp, tristețea apăsătoare și bucurie. Mă supun naturii mele omenești cu care m-am luptat crunt ca să o înving. Țin chipul dumitale în căușul palmelor ca pe ceva cald, nespus de drag, efemer, de mare preț. Și mă înfior la gândul că atunci când voi muri, degetele mele nu vor mai simți gura dumitale, nasul, strălucirea ochilor, pieptul dumitale bogat, divin. Chiar deși începe sumbru acest fragment de scrisoare, vorbește despre dorința lui de a sta singur pentru a-și putea vedea de ceea ce dorește să aducă el în lume, decât de ceea ce se află deja în jurul lui, care uneori îi aduce nefericire, Eleni remarcă faptul că nu era sumbru în persoană, adică nu-l vedea niciodată cântărind dacă se iau decizii sau nu, fiind pierdut, ci imediat bazat pe experiență, lua decizia corectă. Spre exemplu, chiar dacă știa că îi va fi greu, acceptă slujba de ministru pentru a strânge fondurile necesare Greciei după cel de-al doilea război mondial, pentru că întotdeauna a simțit că nu poate schimba destul din poziția de intelectual și ar fi dorit să se implice mai mult politic, asta o spune în raport către El Greco. Încă din adolescență ar fi vrut asta. Cu toate astea, spre sfârșitul vieții, când este întrebat de Eleni dacă nu regretă că nu a ales calea acțiunii, el spune așa: știți bine că am încercat în nenumărate rânduri să-mi schimb firea. Acum nu mai doresc decât un singur lucru, să ajung la capătul drumului pe care mi l-am ales. Cine știe, poate că nici n-a existat un alt drum pentru mine. Și poate ajungând la capăt, abia atunci îți dai seama că toate drumurile se întâlnesc în același punct, în miracolul care îi spune în viață și care e veșnic. Sfârșitul vieții, dacă am menționat asta, este adus atât de leucemie, cât și de un virus pe care îl contractează în China și care devine fatal. Chinezii trimit bani pentru tratament, deoarece cumva se simțeau vinovați că au venit să-i viziteze și iată, el s-a îmbolnăvit, însă el nu acceptă banii, îi spune lui Eleni să trimită fiecare ultim bănuț înapoi și spune că nu va mânca niciun bob din orezul care se cuvine poporului lor. Și când lucrează pentru UNESCO, este sfătuit de Eleni să mai rămână câteva luni în funcție pentru a-și permite și ei un apartament în Franța, iar el spune că nu va lua bani dacă și-a terminat misiunea acolo. Când alți tineri așteaptă și ei un post și o pâine din care să trăiască, ar fi nedemn din partea lui să ia bani fără să merite. Și iată, văzând mereu această bunătate, Eleni se simte tot mai mândră de el, chiar dacă la început nu îl înțelesese în totalitate. Și spune astfel: nu-l urau pentru defectele lui, ci pentru că nici o piedică nu reușea să-l doboare sufletește. Nu se pricepea să danseze ca Zorba și nici să cânte la santuri. În schimb, în ceasuri de cumpănă găsea întotdeauna cuvântul potrivit și atât de neașteptat, încât fața lui rotundă și mică se crispa într-un fel nespus de caragios. Se pricepea să facă gestul cel mai adecvat situației, spunea dacă era cazul o vorbă de mângâiere și te dezarma.
Aidoma unui alchimist avea iscusința să prefacă orice metal obișnuit în aur. Și încă ceva. Niciodată nu te lăsa să-ți fie rușine pentru momentele de slăbiciune când îți pierdeai curajul. Nu ochii în glasul lui, nu citeai niciodată disprețul. Dimpotrivă. Întotdeauna căuta să te convingă că ești mai bun decât în realitate. De fapt, toată viața asta încearcă să facă prin opera lui, să transmită că binele și răul nu sunt atât de opuse cum par și că există bunătate în oamenii pe care îi credem răi, care poate au fost înrăiți din motive externe, din copilărie și au ajuns astfel și nu se mai pot controla. Există ceva bun acolo care trebuie înțeles, trebuie adus la suprafață pentru a realiza că suntem mai asemănători decât credem. Avem avut doar norocul să fim răniți în măsuri diferite, unii mai puțin, și asta ne-a ajutat să rămânem buni pe parcursul vieții, dar suntem frați cu toții și suntem egali. Și îndeamnă pe ceilalți intelectuali să se implice politic, să răspândească acest mesaj al înfrățirii și insistă pe moralitate, așa că o să vă las cu câteva vorbe foarte importante pentru noi în ziua de azi. Prin urmare, care e marea primejdie ce amenință lumea de după război? Iată, mintea omului s-a dezvoltat mult mai iute, mult mai intens decât sufletul său. Mintea a cucerit forțe cosmice și le-a pus la dispoziția omului de astăzi. Acesta însă nu a atins încă maturitatea morală capabilă să-l facă să le întrebuințeze numai slujba păcii și a progresului universal. Există un dezechilibru, o lipsă de armonie între dezvoltarea intelectuală și cea morală a omului. Las cu această idee și cu mesajul de pe piatra de mormânt a lui Nikos Kazantzakis, un mesaj care însumează filozofia vieții sale, această luptă fără de răsplată. Că, deși s-a simțit singur uneori, nu a fost în totalitate singur, pentru că acești oameni care sunt mânați de o pasiune, cărora li se citește în ochi dorința de a realiza ceva și zi și noapte se gândesc doar la asta și vorbesc despre asta, trag în jurul lor oameni care li se sprijină. Degeaba mai introduce Eleni o dedicație. Bărbat atât de atrăgător, o tu, cel fără de asemănare printre noi neîmpăcatule. Un lucru e neîndoielnic, că purtăm pecetea privirii tale și o fierbinte nevoie de tine ne aduce în locurile unde te afli și nu cunoaștem fericire mai mare decât aceea de a fi lângă tine. Poți să stai în mijlocul nostru și să taci, dacă așa îți place. Sau poate că dorești să rămâi singur. Nu-ți cerem decât să rămâi aici. Din St. John Purse. Calculul îi dă cu plus. A făcut ceea ce și-a dorit să facă. Dacă v-a plăcut acest video, share, like, subscribe și ne vedem data viitoare!